Unii și-au riscat viața pentru a salva o alta, alții se luptă încă pentru a scăpa de pe patul de spital, însă pentru cei 30 de tineri care au pierit în vinerea fatidică nu se mai poate face nimic. Cei care vor să le aducă un ultim omagiu și să fie alături de familiile îndurerate pot depune flori și pot aprinde lumânări pentru cei trecuți în neființă. Cu siguranță ziua fatidică de 30 noiembrie 2015 va rămâne în memoria tuturor. Psihologul Monica Lăceanu, mamă la rândul său a două fete, s-a gândit să invite pe Giurgiu Veni la o seara rugăciunii, așa cum a numit-o. Biserica tinerilor, evident că nu a fost aleasă întâmplător. Din păcate, pe lângă dimensiunea evenimentului, vârsta extrem de tânără a celor implicați, a celor decedați și a celor care se luptă pentru viața lor în spitale, a fost motivul pentru care am găsit acest reper. Am considerat că nu numai în zilele de doliu național, ci atâta timp cât vor simți oamenii, și în special giurgiuvenii, că ne referim acum la ei, care au dat dovadă de fiecare dată la orice eveniment de solidaritate, de înțelegere, de empatie pentru semenii lor. Deja în mai multe locații din oraș, dar și în câteva baruri din Giurgiu, au fost aprinse lumânări și au fost depuse flori pentru cei 30 de tineri care au murit vineri în incendiul din colectiv. Sentimentele pe care le trăim cu toții, fie că sunt normale, funcționale, cum ar fi suferința majoră, cum ar fi nemulțumirea, mila, cum ar fi compasiunea, dar și cele disfuncționale, care, cum ar fi furia și agresivitatea, trebuie comunicate, trebuie ventilate, trebuie discutate cu cei din jur, pentru că în astfel reușim să prevenim lucruri de genul acesta cu consecințe extrem de dramatice și este iarăși o modalitate de a ne manifesta solidaritatea între noi ca oameni și între noi ca părinți. Monumentul eroilor din centrul orașului, dar și o porțiune din piedestalul amenajat în parcul Mihai Viteazu au devenit mici altare. Au fost aprinse sute de lumânări și au fost depuse flori în memoria victimelor. Luni dimineață, alți tineri au venit în aceste locuri pentru același lucru. M-am rămas impresionată de bucurie. Da. Ce gânduri te încearcă în momente ca acestea? Nu știu la ce te gândești. Păi, că multă lume de aici putea să fie acolo și... Na. Trebuie să fim alături de ei. Bună. Pentru cine ai aprins lumânări? Păi pentru toți cei care, din păcate, s-au stins. Acolo, la colectiv. La ce te gândești? Te-ai făcut la criminal? Păi da, nu știu, adică mă gândeam că puteau fi și prieteni de-ai mei acolo și... Na, mă simțeam nașpa, totuși. Ce părere ai despre ce s-a întâmplat? Nu știu, sincer nu știu. Mai ajută cu ceva gândurile voastre? Probabil, s-ar putea. Eu cred că da. Măcar o mică atenție.